Simona Halep a câștigat duminică turneul de la Toronto, o victorie obținută în 3 seturi împotriva braziliencei Beatrice Maia Haddad, numărul 24 WTA. Grație acestui rezultat, Simona Halep, aflată în prezent pe locul 15 în lume, revine în top 10 WTA după mai bine de un an și va urca de luni direct pe locul 6. Scorul partidei, care a durat 2 ore și 18 minute, a fost 6-3, 2-6, 6-3. Simona Halep a câștigat de 2 ori Openul Canadei, care se dispută alternativ la Montreal și Toronto. De fiecare dată impunându-se, însă când competiția a avut loc la Montreal 2016-2018, în 2015 când de asemenea ajunsese în finală, dar la Toronto a pierdut. Victoria împotriva braziliencei Beatrice Haddad Maria nu a fost una facilă, sportiva de 26 de ani, fiind una dintre cele mai în formă jucătoare de tenis în acest sezon, dar experiența Simonei și-a spus cuvântul și a reușit lovituri incredibile. A fost a patra oară când Simona Halep și Beatrice Haddad Maia s-au întâlnit pe terenul de tenis. Simona câștigase două dintre meciurile precedente jucate împotriva braziliencei. Simona Halep a ajuns pentru a patra oară în carieră într-o finală a turneului din Canada, dar este pentru prima oară când câștigă un trofeu WTA, avându-l ca antrenor pe Patrick Muratoglu, căruia de altfel a ținut să-i mulțumească în alocuțiunea rostită la primirea trofeului. Aclamată de public și aplaudată în tribune de antrenor, Simona Halep și-a împărtășit primele gânduri și și-a felicitat în primul rând adversara. Yeah, the start was really tough and she's lefty, so it's coming different, the spin. She's very powerful, she's solid, and it's never easy to play against her. I played on grass court, she beat me a few weeks ago, a few months ago, so I knew that it's gonna be a big challenge and a good fight.